După introducerea făcută de Tavi, mă gândesc să mă întorc înapoi în cartea Hagai. Zaharia e prea complicată și asta aș încerca să fac, să mă întorc înapoi în cartea Hagai, pentru un motiv foarte simplu. Cei doi se îngână unul pe altul și aproape că nu-l poți înțelege pe unul fără celălalt. Sunt trimiși pe scena istoriei de Dumnezeu în aceeași vreme, la două luni distanță vine Zaharia după Hagai și pe urmă își împletește profeția împreună cu primul, cu Hagai. Dar dați-mi voie să încep cu două versete din capitolul 1, versetul 5 și 9. Așa vorbește acum Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin, l-ați adus acasă și eu l-am suflat. Pentru ce? Dice Domnul oștirilor, din pricina casei mele care este dărâmată pe când fiecare aleargă după casa lui. Fiecare aleargă după casa lui. Observați oful inimii lui Dumnezeu, El este Cel care îi împinge la lucrul, El dorește să vadă casa rezidită și întrebarea mea este, de ce? Dacă citiți Scriptura, din Genesa până în Apocalipsa, Dumnezeu are o singură dorință, să locuiască în mijlocul poporului Său, să locuiască în mijlocul celor pe care i-a creat după chipul și asemănarea Sa. Dragii mei, noi am fost gândiți de Dumnezeu să fim locașul lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, fiecare în parte și noi toți împreună. Întreaga istorie a casei lui Dumnezeu stă mărturie acestei dorințe a lui Dumnezeu. Aș vrea să mai citesc un verset, versetul 3 din capitolul 2. Și îl aveți în fața voastră, uitați-vă cu atenție la formularea versetului. Cine a mai rămas între voi care a văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Nu vi se pare ciudată formularea? Ei stăteau în mijlocul unor dărâmături, dărâmăturile erau a celeilalte case, casei lui Solomon, zidită de el. David a adunat materialele, Solomon a ridicat templul de opulență și o frumusețe incredibilă, incredibilă. Dacă numai darurile lui David au fost 3.000 de talanți de aur, 7.000 de talanți de argint, imaginați-vă resursele lui Solomon. Cine a mai rămas între voi care a văzut casa aceasta? Corect ar fi fost să spună, cine a mai rămas între voi care a văzut casa aceea în slava ei dintâi? Ce vrea să spună textul? Dragii mei, există un singur Dumnezeu și are o singură casă, indiferent câte forme ar lua casa respectivă. Cu alte cuvinte, când punem înaintea noastră istoria templelor, începem cu cortul întâlnirii, templul lui Solomon, templul lui Zorobabel, templul lui Irod și apoi istoria continuă mai departe. Prin Domnul Iisus Hristos, adevăratul templu al lui Dumnezeu și templul de pietre vii, cred că nu greșesc dacă scriu casa aceasta. Un singur Dumnezeu are o singură casă. Casa aceea de-a lungul istoriei ia diverse forme, dar are o singură casă. Dați-mi voie să aduc lucrurile în dreptul nostru. Care este casa lui Dumnezeu astăzi? Și ce să fac să nu dau greș în concluziile pe care le trag? Trebuie să mă întorc la actul creației, la planurile pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși. Citeți doar trei versete din Genesa, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Oare de ce eu am fost creat după chipul lui Dumnezeu? Observați, Dumnezeul nevăzut m-a creat după chipul lui, ca părtășia dintre noi și El să fie posibilă, ca El să poată veni să locuiască în trupurile noastre, trupul nostru să devine templul Duhului Sfânt. Dar când Dumnezeu pornește la lucru, zice, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut parte bărbătească, parte femeiască i-a făcut. Observați, am adus în discuție familia, bărbat și femeie, soț și soție și pe urmă urmează copiii, pentru că versetul 28 continuă, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Cu alte cuvinte, casa lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, începe cu mine ca individ, cu trupul meu, care poate fi templul Duhului Sfânt, dacă eu sunt modelat întru chipul și asemănarea adevăratului templu a Domnului Iisus Hristos. Nu spune Pavel, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava lui, frumusețea lui și suntem schimbați în același chip al lui. Nu la întâmplare, spune Hagai, slava casei acestea din urmă va fi mai mare decât cea din tâi. Suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului, spune Pavel în Corinteni. Dar apoi avem familia, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
Și când noi ne mulțim și Dumnezeu ne dă copii și ne adunăm la oaltă ca și comunitate, avem al treilea etaj al casei lui Dumnezeu, individul, familia și comunitatea. Dragii mei, din păcate, de cele mai multe ori, pe toate celelalte trei planuri, ne ocupăm de lucruri care vor arde. Nu haina de pe mine mă face templul Duhului Sfânt, ci prezența Duhului în mine. Cine n-are Duhului Hristos nu este a Lui. Religia nu mântuiește pe nimeni, dragii mei. Doar Hristos ne mântuiește pe toți dacă ne naște din nou, dacă ne transformă într-un chipul și asemănarea Sa. Ca familie, preocuparea noastră este pentru acoperișul deasupra casei noastre. Asta au făcut cei 17 ani. Voi locuiți în case căptușite cu lemn în timp ce casa mea stă dărâmată, spune Dumnezeu. Deși a strâns șurubul asupra lor, dragii mei, în zilele noastre, știți cum se duc lucrurile? Uite așa. Uite așa. Îți cumperi o mașină, ai un accident, ai făcut-o praf. Ți-ai pus sigle noi pe casă, vine o gheață cât ouăle de găini și sparge și rupe tot, da? Tot. Și uite așa, suntem la cheremul lui Dumnezeu. Familia este cea în care Dumnezeu se simte bine, e casa Lui și comunitatea, nu cea baptistă, penticostală, ortodoxă sau catolică, ci cea în care Hristos este capul bisericii. Asta este casa Domnului. Casa Domnului sunt oamenii, nu zidurile, oamenii, nu programele, oamenii, nu lucrurile pe care noi le dăm copiilor noștri. Din păcate, foarte repede după creație, materialul a fost furat, vândut de om și a urmat alungarea din Eden. A trebuit să-L trimită pe Fiul Său, să-L întrupeze pe Fiul Său, să vină între noi, ca să răscumpere materialul pentru templu, El însuși să vină modelul, să devină modelul pentru noi. Modelul pentru noi. În Zaharia, capitolul 6, versetele 12 la 13. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului. Va purta podoaba împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie. Va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Un om, Odrasla, va odrăsli din locul lui, va zidi templul Domnului. În mod evident este vorba de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă priviți imaginea din fața voastră, în perioada vechi testamentară, din pricina faptului că păcatele nu erau rezolvate, Dumnezeu, ca să poată locui în mijlocul poporului Său, a avut nevoie de o interfață, a avut nevoie de temple de lemn și de piatră. Știți cu câtă precizie a determinat Dumnezeu fiecare detaliu din cortul întâlnirii. Dragii mei, casa Lui se face la dorința Lui, după gusturile Lui, după planurile Lui, dar cu participarea noastră a fiecăruia. Solomon a trebuit să execute toate lucrurile după planul pe care Dumnezeu l-a dat. El a primit din mâna tatălui său și tatălui a primit din partea lui Dumnezeu până și desenele furculițelor, spune templul nostru, spune scriptura noastră. Și în felul acesta, casa Domnului este făcută după planurile Domnului. Dar Dumnezeu aștepta o altă casă. Și când a venit Domnul Iisus Hristos, textul spune că în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Pentru că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, să împace totul cu sine prin El. Cu alte cuvinte, El este prima piatră vie. Diferența dintre El și Adam, Adam a fost un suflet viu, Domnul Iisus este un duh dătător de viață. Toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Știți ce s-a întâmplat în istorie? Când El a apărut și a zis, stricați casa aceasta, în trei zile o voi ridica iarăși, vorbea despre templul trupului Său, o noutate absolută în univers. Dar se întâmplă o minune, oricine se apropie de El vine la viață. Asta ne spune Petru. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, dar cum am ajuns noi pietre vii când am fost morți în păcatele și greșelile noastre în care trăiam odinioară? Dragii mei, Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Când te apropii de El prin credință, în momentul acela vii la viață, te naști din nou.
Și alături de Hristos, care e temelia și piatra din capul unghiului, încep să fii zidit în noul templu al lui Dumnezeu, în templul de pietre vii. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să alcătuiți o casă duhovnicească, să fiți o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dragii mei, pe vremea lui Zaharia, cu 500 de ani înainte de venirea Domnului Iisus, lucrul acesta n-a fost posibil. Și de aceea Zaharia este trimis împreună cu Hagai să îndemne pe Zorobabel și pe Iosua să ridice interfața, templul acela de pietre și lemn de cedru, ca Dumnezeu să poată să-și continue planurile prin ei. Oare nu la întâmplare, sigur că nu la întâmplare, am intitulat cartea Zaharia În așteptarea adevăratului templu, în așteptarea adevăratei case a lui Dumnezeu. Și cu această legătură cu cartea Hagai, dați-mi voie să încerc să prezint cartea Zaharia ca întreg, în nădejdea că o mai citiți încă o dată și veți vedea că e plină de frumuseți incredibile, dar pentru asta trebuie să plătești prețul, să o plătești pe genunchi. Atunci când te apropii de o carte, noi de ani de zile încercăm să o parcurgem în trei etape. Mai întâi ne creionăm o hartă. N-avem un GPS spiritual care să ne călăuzească prin carte și de aceea, într-o singură ședere, poți să o citești. Când Manu ne-a spus că poți citi cartea Hagai în 7 minute, în fiecare dimineață am citit-o cu Nora, înainte să ne rugăm, în fiecare dimineață. Cartea Zaharia e un pic mai mare, are 14 capitole, nu puteți citi în 7 minute, dar puteți citi în 7 minute câte 2 capitole din ea și într-o săptămână ați parcurs-o. Dar când o citești pentru prima dată, ia-ți un pic de timp și citește-o, rugându-te prin ea. Doamne, deschide-mi ochii să pricep, așa cum ai deschis ochii ucenicilor. Apoi, timp de vreo 3 luni de zile, vom mărunți cartea, vom încerca să vedem detaliile ei și apoi ne vom întreba, ca după masă de pildă, ce ne-ai vorbit, Doamne, din cartea Zaharia? Pentru că la sfârșitul anului să ne întrebăm, Doamne, care-s bătăliile pastoral-misionare la care ne chem prin cărțile pe care le-am studiat despre casa ta? Dar mă întreb, cum anume pregătești o carte pentru studiu? Și de aceea, când luați Biblia în mână, indiferent că o aveți pe computere, pe telefoane sau o luați așa ca să o răsfăiți, puteți să reduceți Biblia la o propoziție simplă. Dumnezeu a vorbit. Cine-i Dumnezeu? Este transcendent, noi trăim în imanent, n-avem cum să urcăm la El, El a trebuit să coboare la noi. Și de aceea îi pun o întrebare, Doamne, de ce ne-ai vorbit? Și Dumnezeu ne spune, v-am vorbit ca să mă înțelege, să mă fac înțeles. Și de aceea și-a codat mesajul în haina limbii și a literaturii. Dar ca să se facă înțeles, Dumnezeu a vorbit în timp și spațiu. Cu alte cuvinte, Zaharia nu e scrisă pentru secolul 21, e scrisă în secolul 6, înainte de Hristos, 520, anul al doilea lui Dariu. Atunci începe să vorbească Zaharia. Dar pentru că Dumnezeu a vorbit, el rămâne relevant și normativ în toate timpurile. Și de aceea citesc cartea Zaharia, ascultându-L pe Dumnezeu să intre în dialog cu mine și eu cu El. El îmi vorbește și eu îi răspund, îi pot pune întrebări. Doamne, nu înțeleg, deschide mintea să pricep ce spune cartea aceasta. Tradum în limba mea pentru zilele noastre lucrurile acestea. Și în felul acesta, dragii mei, cartea Zaharia și orice altă carte din Biblie este determinată de 3 contexte. De contextul literar, istoric și teologic. Și când pregătești o carte pentru studiu, trebuie să ții cont de toate aceste lucruri. Dar cartea operează 2500 de ani mai târziu în bătătura mea. Dumnezeu fiind același, principiile Lui sunt universal valabile. Nu aplicațiile. Aplicațiile sunt pentru ei. Noi trebuie să tragem aplicații pentru noi, găsind adevărul acelea universal valabile din carte. Observați, între mine și Zaharia, 2500 de ani distanță și o prăpastie culturală imensă pe care trebuie să o trec cumva. Și trecând și punând întrebarea ce a însemnat textul pentru ei atunci acolo, ce a auzit Zorobabel, ce a auzit Iosua, ce a auzit rămășița poporului, fac exegeza cărții, după care mă întorc în bătătura mea, Doamne, ce înseamnă toate aceste lucruri pentru mine? Cu alte cuvinte, pregătirea cărții reclamă înțelegerea contextului literar, istoric și teologic. Dați-mi voie să încep cu contextul istoric, scopul cărții.
Aveți istoria biblică înaintea dumneavoastră. În primele 11 capitole din Genesa, de sub turnul Babel, pleacă societatea umană în forma embrională. Dumnezeu le-a încurcat limbile. Nu se mai înțeleg unii cu alții. În capitolul 12, Dumnezeu îl cheamă pe Avram, care a trăit și el sub umbra turnului Babel. Tatăl lui, spun rabinii, era general în armata lui Nimrod, era cu biciul în mână, probabil, zidind turnul. Și îl cheamă pe Avram și îi spune: toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Cu alte cuvinte, obiectul binecuvântării este lumea întreagă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Toate familiile pământului le-a dat pe singurul lui fiu. Dar ca să ne poată binecuvânta, și-a ales un canal al binecuvântării, pe Avram și urmașii lui. Rolul lor era să aducă în istorie pe fiul lui David, pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântarea lui Dumnezeu. Observați, în jurul lui 2000 este Avram, în jurul lui 1500 este Moise, în jurul lui 500 vine Hagai și Zaharia și foarte curând se termină Revelația Vechiului Testament. Și intrăm într-o tăcere a lui Dumnezeu. Este scena binecuvântării. Noi avem pagina albă dintre cele două testamente și în istorie este cea mai agitată perioadă istorică pentru poporul lui Dumnezeu. Scena binecuvântării, pe care se pregătesc toate lucrurile pentru venirea persoanei binecuvântării a Domnului Iisus Hristos. Iar înainte de a se înălța la cer, a zis: duceți-vă, faceți ucenici dintre toate neamurile, și biserica lui devine mesagerii binecuvântării. Noi suntem chemați să ducem împărăția lui Dumnezeu, să lărgim împărăția lui Dumnezeu, prin orice mijloace, inclusiv prin tabăra sportivă. Observați unde trebuie să așez cartea Zaharia, aproape de sfârșitul Vechiului Testament, aproape de momentul în care Dumnezeu trage fermoarul, închide, coboară obloanele și tace timp de un jumătate de mileniu. Ce relevanță să aibă această carte pentru mine? Priviți o altă imagine. Este istoria biblică, de data aceasta, cu frământările ei. Linia dreaptă, din partea stângă, sunt primele 6 cărți, Genesa la Iosua. Apoi urmează perioada agitată a judecătorilor și ultimul judecător, fiind Samuel, primul împărat este Saul. Și începe perioada regatului unit, Saul, David, Solomon. După moartea lui Solomon în 931, din pricina neascultării lui, regatul se rupe în două. 10 seminții la nord, capitala Samaria, 2 seminții la sud, capitala la Ierusalim. În 722, cade Samaria și 10 seminții pleacă în robia siriană. În 586 cade Ierusalimul și 2 seminții pleacă în robia babiloniană. 70 de ani de robie. În 539 cade Babilonul și Cir dă edictul și începe repatrierea. Și aici suntem în cartea Zaharia și Hagai. Edictul lui Cir 539 permite repatrierea. Cir îi lasă să reconstruiască templu. Și dacă vă uitați la imaginea care urmează, aveți în 539 edictul lui Cir și aveți toate cărțile post-exilice sau de după întoarcerea din robie. Deasupra aveți 3 cărți istorice, Ezra, Nemia și Estera. De desubt aveți 3 cărți profetice, Hagai, Zaharia și Maleahi. Foarte curând după ei se termină Revelația Vechiului Testament și începe tăcerea. Priviți albii acestui râu. Cândva a fost apă. A mai rămas un firicel care va dispărea și el sub arșița toridă a verii. Oare atunci când se termină în Maleahi Revelația lui Dumnezeu, de ce? Oare Revelația se termină sau albii aceasta Revelației ca râul din imagine care usucă sub arșița torida verii? Nu, dragii mei. Cartea Zaharia este o glorioasă și o bogată izbucnire a revelației lui Dumnezeu. Dacă ar fi să-mi o imaginez, nu vă gândiți la albia asta secată, gândiți-vă la acest râu de munte cu toată forța lui. Oare de ce a ales Dumnezeu să termine în felul acesta Revelația Vechiului Testament? Priviți din nou istoria biblică.
Zaharia și Hagai, sau Hagai și Zaharia, sunt pe buza prăpastiei. Urmează o tăcere de 500 de ani a lui Dumnezeu. Imaginați-L pe Dumnezeu dorind ca prin cartea Zaharia să pună în traista poporului său merinde pentru tot pustiul care urmează. Ei trebuiau să rămână pe scena istoriei, pentru că Scriptura spune, ei sunt israeliți, ei buni și răi, sămânța lui Avram, au înfierea, slava, legămintele, slujba dumnezeiască, darea legii. Și din ei a ieșit după trup și Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Rolul lor era să-L aducă pe Mesia pe scena istoriei. Ce se va întâmpla cu ei în perioada asta de un jumătate de mileniu? Dragii mei, Dumnezeu în Zaharia pune mai multe profeții mesianice ca să stârnească așteptarea mesianică în ei, să-i ajute să rămână pe scena istoriei până își vor împlini menirea. După nașterea lui Hristos și după jertfa lui, Dumnezeu le oferă mai întâi iudeilor Evanghelia. Când ei au respins pe Hristos și Evanghelia, îi aruncă la coada rândului și noi privim în viitor momentul în care Dumnezeu se va întoarce din nou cu fața spre ei. Dar acum începem să înțelegem importanța acestei cărți. Imaginați-vă cartea Zaharia oferind suficiente resurse ca să treci prăpastia. Este ca podul acela pe care îl vedeți peste prăpastia respectivă. Istoria urma să coboare în această vale și să o traverseze cu chin și vai până când aveau să-L aducă pe Mesia pe scena istoriei. Asta este Zaharia. Merinde pentru vremea de secetă, pentru vremea de pustiu. În Hagai este un singur verset pe care îl citează capitolul 12 din Evrei. În Zaharia sunt 37 de versete citate în Noul Testament, majoritatea despre Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, înțelegeți unde e inima lui Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu să înțelegi când citești o astfel de carte? La cine poate sunt vedenii care nu știți cum să le interpretați. Când vom ajunge acolo, vom încerca să ne rupem dinții în ele. Dar în ultima instanță, dacă plec din cartea Zaharia îmbogățit cu acest torent al revelației divine, mesianice și scatologice, am câștigat mai mult decât vă închipuiți. O carte incredibilă. Dar să las contextul istoric și să mă opresc lângă contextul teologic. Cine este Zaharia? Este unul din șirul profeților Vechiului Testament. 860-460, cam aici sunt toți profeții din Biblia noastră. Aduși în momentele de criză ale relației dintre Dumnezeu și poporul lui să cheme înapoi poporul în legământ sau să-i pregătească pentru noul legământ. Care să fie rolul profetului în istoria legământului sau în economia legământului? Pentru asta trebuie să aduc o altă carte, o carte istorică, cartea Ezra. Nu o să zăbovesc pe ea. Trec repede să ajung la Hagai și Zaharia. Capitolul 1 este edictul lui Cir. Domnul a trezit duhul lui Cir și duhul la 50.000 de oameni și se repatriază să zidească templu. În capitolul 2 ai primul val de repatrieri, în capitolul 3 așează cu bucurie altarul și temelia templului. După care, în capitolul 4, lucrările se opresc timp de 17 ani. După 17 ani, Dumnezeu trimite pe cei doi proroci, pe Hagai și pe Zaharia, venirea prorocilor. Și două versete din capitolul 5 ne vorbesc despre venirea lor. Prorocii, Hagai prorocul și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lor. Israel, da. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel și Iosua, fiul lui Iozadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. Când citești aceste versete, rămâi absolut stupefiat, pentru că pare atât de simplu. Da? Hagai și Zaharia vin și vorbesc și în momentul acela Zorobabel se trezește ca dintr-un somn împreună cu Iosua și începe să zidească casa Domnului și te întrebi, așa de simplu? De ce au trenat lucrările 17 ani? De ce? E perioada aceea de stagnare, de oprire a lucrărilor? O, pentru asta trebuie să înțelegi cine era Hagai și Zaharia. M-am întors înapoi la căile Domnului.
În cartea Exod, cea mai importantă, cartea pivotară a Vechiului Testament, ai răscumpărare, lege și cort. Observați, legământul se încheie din capitolul 19 în 24, acolo semnează legământul. Cu alte cuvinte, relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. Dar ce se întâmplă dacă ascultarea se rupe? Știm de pe muntele Sinai, cu vițelul de aur. Moise, scoală-te și du-ți poporul, poporul tău. Cum adică poporul meu, legământul era rupt din pricina ascultării? Dacă n-am putea rezolva relația, ce s-ar întâmpla cu noi? Plata păcatului este moartea, despărțirea de Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu, de bună voie și nesilit de nimeni, adaugă cortul întâlnirii la lege, locul rezolvării călcărilor de lege și locul în care Dumnezeu poate descinde să locuiască în mijlocul nostru. Dar ce se întâmplă când am călcat legea și am sfidat și am neglijat templul lui Dumnezeu sau cortul, pe marele preot și jertfa? Dumnezeu, în bunătatea lui, ca o ultimă măsură de har, adaugă lucrarea prorocilor. Când prorocul vine pe scenă, ori asculți, ori suferi pedeapsa. Dragii mei, Iosua și Zorobabel tocmai se întorseseră după 70 de ani de robie. Cu alte cuvinte, după 70 de ani în care au trebuit să recunoască că prorocii au avut dreptate, dar ei n-au ascultat, părinții lor n-au ascultat. Observați, prorocul vorbea din perspectiva lui Dumnezeu, era în spațiul lui Dumnezeu și vedea trecutul, prezentul și viitorul, pentru că vedea planurile lui Dumnezeu. Și prin ochii lui Dumnezeu, el radiografia poporul și dovedea nelegiuirea. Odată nelegiuirea dovedită, pedeapsa era inevitabilă. Paradoxul în cărțile profetice este cum de Dumnezeu vorbește despre binecuvântare după ce a dovedit nelegiuirea. Dragii mei, Zaharia vine în anul 520, anul al doilea lui Dariu, în luna a opta și începe să vorbească. Luna a opta, 520. În luna a șasea, ziua 24, același an, poporul s-a apucat deja să reconstruiască templul. Cu alte cuvinte, lucrările porniseră, se reluaseră după 17 ani. Întrebare, ce rost mai are oracolul care urmează în Zaharia? Ce rost mai are dacă ei s-au apucat să rezidească templul? Versetele 2 la 6. Domnul s-a mâniat foarte tare pe părinții voștri. Spune-le dar, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Nu fiți ca părinții voștri, cărora le vorbeau prorocii de mai înainte zicând, așa vorbește Domnul oștirilor, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele. Dar n-au ascultat și n-au luat aminte la mine, zice Domnul. Unde sunt acum părinții voștri? Și puteau prorocii să trăiască veșnic? Totuși, cuvintele mele și poruncile pe care le dădusem slujitorilor mei prorocii ca să le vestească, n-au atins ele pe părinții voștri? Și atunci ei s-au întors și au zis, Domnul oștirilor ne-a făcut cum hotărâse să ne facă, după căile și faptele noastre. Ce trist este să dai dreptate lui Dumnezeu când pedeapsa lui cade peste tine. Ce trist! Aproape când vine să întreb, nu se poate și altfel? Dragii mei, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Se bucură să binecuvinteze în vremuri de pace, de binecuvântare. Ne dă pâine să ne săturăm trupul, un de lemn pentru frumusețarea feței, vin pentru veselirea inimii. Asta spune Scriptura. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se bucură să facă să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi. Nu este trist să dai dreptate lui Dumnezeu atunci când te trăznește mânia lui, când pedeapsa lui cade peste tine? Pentru că rodul neascultării nu poate fi binecuvântarea. Întotdeauna neascultarea aduce blestem după ea. Oare nu se poate și altfel? Ba da, se poate. Și observați ce spune Isaia în capitolul 1, versetul 18. Veniți să ne judecăm, zice Domnul. Veniți să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Doamne, e așa de simplu? Dacă eu vin să mă judec sau să fiu judecat de tine, trebuie să-mi pun păcatele pe frunte, nu le pot ascunde. Totul este gol și descoperit înaintea ta. Dar
Odată ce păcatul este o realitate și am recunoscut-o, ce faci tu cu ele, Doamne, ca pe mine să mă poți ierta și în locul blestemului să-mi dai binecuvântarea? În 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, Scriptura spune, dacă zicem că nu avem păcat, cu alte cuvinte, dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu, sunt bine și așa. Uite, vin duminică la adunare, pun în perș, mai fac bine, organizez o tabără. Ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă zicem că nu avem păcat, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Întrebarea este, pe ce bază? Observați, peste tot tiparul profetic se așează crucea Domnului Iisus Hristos. Peste toată istoria se așează soluția lui Dumnezeu pentru păcat. Dragii mei, Dumnezeu n-a creat universul ca să inventeze soluția după ce noi am adus problema în universul nostru. El a gândit mai întâi soluția înainte de întemeierea lumii și apoi a zis să fie lumină și apoi a plămădit țărâna întru chipul și asemănarea sa. Știți ce pot scrie peste toată această literatură profetică? Isaia 53, Isaia 63, toate promisiunile lui Dumnezeu. Robul Domnului, odrasla, brațul Domnului, soluția unică a lui Dumnezeu. Dar cum e făcută cartea Isaia? Să mă întorc în structura cărții, în contextul literar. E o carte simplă în esența ei. Are două părți. Primele 8 capitole se ocupă de ziduri, templu, de funcția templului. Capitolul 9 la 14 alunecă înspre viitor, în perspectiva mesianică și escatologică. Primele 8 capitole sunt dificile prin vedenile pe care le are profetul și care trebuie aranjate, organizate, înțelese, cum sunt structurate. Și în felul acesta încep să ne vorbească aceste vedenii. Dar aveți câteva interpretări ale îngerului, deci nu trebuie să vă străduiți prea mult, îngerul are dreptate, îngerul Domnului care îi vorbește profetului. Și de aceea trebuie să urmărim modul lui de interpretare a acestor vedenii. În schimb, lucrurile care ne încălzesc sufletul sunt în ultima parte a cărții, în capitolul 9 la 14. Dați-mi voie să le așez pe o imagine pe care ați văzut-o, pe fusul profetic. Aveți deasupra spațiul binecuvântării lui Dumnezeu, dedesubt este spațiul blestemului lui Dumnezeu. În centrul imaginii l-aveți pe profet, un om al vremii lui. Zaharia nu urlă la lună ca lupul, dragii mei, vorbește unor oameni în carne și oase. Lui Iosua, lui Zorobabel și rămășiței poporului. Toți profeții sunt oameni ai vremii lui. Dar pentru că ei au fost invitați în spațiul realităților cerești, ei privesc istoria din perspectiva lui Dumnezeu și ei au puterea de a ne desfășura viitorul înaintea noastră. Observați, în centrul imaginii aveți acumul profetic, iar în jurul acestui acum profetic este viitorul profetic. Viitorul imediat, viitorul mesianic și viitorul escatologic sau corespondentele din spațiul blestemului. Din spațiul blestemului. Dacă iau cartea Zaharia, primele 8 capitole vorbesc despre viitorul imediat, rezidirea templului și a funcției, redarea funcției templului. Capitolul 9 la 11 alunecă spre vremurile întrupării cuvântului pe vremurile lui Mesia. Iar capitolele 12 la 14 ne duc până în mileniu, până la domnia lui Dumnezeu pe întregul pământ. O desfășurare incredibilă a istoriei, dragii mei, înaintea noastră. Să zic că Dumnezeu trăiește în timp și spațiu și nu cunoaște viitorul, dragii mei, îmi râde în nas o carte ca Zaharia. Cu sute de ani înainte îmi vorbește despre Alexandru Macedon, despre Macabei și despre regatul pe care îl așează în urma răscoalei Macabeilor și apoi îl aduce pe Hristos pe scena istoriei cu detalii incredibile, incredibile, cu detalii incredibile. Cum trebuie să citesc o astfel de carte? Domnul Iisus era la sărbătoarea corturilor și știți că era contestat de iudei, abia așteptau să-l prindă, să-l pune pe o cruce. Se uită în ochii lor și le spune versetul 39 din capitolul 5 din Ioan, cercetați scripturile socotind că în ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre scripturile, mine, cu alte cuvinte,
singurul personaj interesant și important în toate Scripturile, nu-i David, nu-i Iosua, nu-i, ci Hristos. Este întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Toate Scripturile vorbesc despre mine. Firul roșu al Scripturii este linia mesianică. Veniți cu mine în după masa învierii, în drum spre Emaus. Doi ucenici amărâți cu sufletele goale și răvășite din pricina celor întâmplate în ultimele 3 zile la Ierusalim, sunt ajunși din urmă de un străin. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Și intră în vorbă cu ei. Și aici varsă sufletul. Noi credeam că, dar... Domnul Iisus începe să le vorbească. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Ce era cu privire la El. De ce nu le-a vorbit despre lucruri interesante? Nu, dragii mei, un singur lucru contează. Un singur lucru contează. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evravia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Nu e asta viața veșnică? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu? Atunci când răsfoiți cartea Zaharia, nu vă rupeți dinții în oase. Bucurați-vă de miezul din această carte. Puneți o singură întrebare. Doamne Iisuse, unde ești? Cine ești? Ajută-mă să te cunosc mai bine. Ăsta este rostul cărții Zaharia. Știți ce înseamnă numele Lui? Domnul își aduce aminte. Well, când citesc o astfel de text, că e plină Scriptura de astfel de afirmații, zic, o fi uituc, ocupat cu altceva, o fi ca Baal, strigați mai tare, e surd, e că în călătorie doarme, sculați-l, să vă poate bine. Nu, nu, dragii mei. Domnul își aduce aminte de planurile Lui și foarte interesant în Biblie sunt lucruri de care nu vrea să-și aducă aminte, pe care le împinge într-un fel pe arzătorul din spate. Ele sunt acolo, dar din punctul de vedere al revelației, pe Dumnezeu nu-L interesează lucrurile respective. Dumnezeu își aduce aminte de planurile și promisiunile Lui. Dumnezeu își aduce aminte de Genesa 3:15, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Dumnezeu își aduce aminte de țapul încurcat cu coarnele sau de berbecele cu coarnele în tufiș când pumnalul lui Avram s-a oprit deasupra inimii lui Isaac. Dumnezeu își aduce aminte de Isaia 25, de Isaia 42, de Isaia 53, 59, 61, 63, 65. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Dumnezeu își aduce aminte de faptul că a pornit un plan și îl va duce la îndeplinire. Dar pentru asta nu trebuie să trec cu vederea tiparele pe care Scriptura le pune înaintea mea. Nu le înțeleg, nu le cunosc, nici nu pricep ce scrie Biblia. Vă aduc 2 capitole înaintea noastră, capitolul 24-25 din Isaia. Uitați-vă cum este construită revelația, ca să înțelegeți de ce nu și-aduce aminte Dumnezeu sau nu-L interesează. În capitolul 24 este descrisă căderea Ierusalimului. Țara este golită, ca și cum ai lua o față de masă și o scuturi afară. Așa i-a scuturat Dumnezeu pe cei din poporul Lui să împlinească Levitic capitolul 18. Îi scuipă țara din ea. Tot capitolul 24. Interesant, capitolul 25 începe cu căderea Babilonului. Dar între 24 și 25 sunt 70 de ani pe care Dumnezeu nu vrea să aducă aminte de ei. E pauză. Da? Pauză, complet. Din punctul de vedere al revelației. Interesant, versetul 5 este ultimul despre căderea Babilonului. Versetul imediat următor este crucea Domnului Iisus Hristos. Observați care este distanța. 5 secole. Pe Dumnezeu, într-un fel, îi pregătește pe poporul Lui pentru cele 5 secole, dar în revelație o pagină goală. Sunt lucruri care nu-L interesează pe Dumnezeu, așa cum nu-L interesează cei 38 de ani de călătorii prin pustie. Între ultimul verset din Numer 19 și primul verset din 28 este un hiatus de 38 de ani. Cu alte cuvinte, Dumnezeu împinge lucrurile aia deoparte. Revelația sare din pisc în pisc. Elementele astea, dacă nu le înțelegi, nu pricep ce se întâmplă când citești o carte profetică. Dați-mi voie să iau doar
versetele 6 la 8 din Isaia, capitolul 25. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta. Ce pregătește? Un ospăț. Un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Acum, ca să te invite Dumnezeu la ospăț, mai întâi trebuie să te curățe pentru El. Când Domnul Iisus a frânt pâinea cu cei doi din Emaus, crucea era în spate, iertarea era oferită, i-a invitat la cină. I-a invitat la cină pe cei doi și atunci l-au recunoscut. Dragii mei, întotdeauna ospățul reclamă mai întâi rezolvarea păcatelor și versetul 7 continuă. Și pe muntele acesta înlătură măhrama care acopere toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. Nimicește moartea pe vecie, șterge toate lacrimile, îndepărtează ocara poporului său. Da, îndepărtează ocara poporului său. Înțelegeți ce-L interesează pe Dumnezeu în cartea Zaharia? Momentul acesta. Și de aceea veți găsi alunecările mesianice aproape în fiecare capitol. Lucruri incredibile, vom citi câteva texte din Zaharia, lucruri incredibile. Cu alte cuvinte, pe inima lui Dumnezeu era momentul în care să înceapă construcția templului de pietre vii. Și de aceea l-a trimis pe fiul său, dragii mei, în primul rând ca o piatră care nu s-a vândut celui rău, care a biruit ispita în pustie și care a plătit apoi păcatele noastre ale tuturor să ne poată aduce la viață, să ne poată răscumpăra, să poată să înceapă să construiască pentru Tatăl și pentru slava Lui noul templu. Spre aceste vremuri aleargă profețiile. Toate promisiunile din Zaharia așteaptă 500 de ani pentru împlinirea lor, deși par să fie pentru atunci acolo. Așteaptă 500 de ani pentru împlinirea lor. Zaharia, capitolul 1, versetul 14. Uitați-vă cum începe să vorbească Dumnezeu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Vorbe de mângâiere. Îngerul Domnului întreabă, până când, Doamne, te-ai mâniat 70 de ani pe poporul acesta, când îți reiei planurile? Și Domnul începe să vorbească, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și Sion. Domnul va mângâia iară Sionul și Ierusalimul. Lasă-mi voie să încheiem cu câteva texte mesianice. Dacă numai pentru asta se merită citită cartea Zaharia, capitolul 3, versetele 8 și 9. Ascultă, dar Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Iosua este în locurile cerești, Satana e de o parte, Îngerul Domnului cealaltă parte, judecătorul este pe scaun, este Dumnezeu însuși. Și Satana începe să-l acuze pe Iosua și Dumnezeu îl oprește, zice, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre. Dar de ce să mă mustre Domnul când Iosua este îmbrăcat în haine murdare? Ca un tăciune scos din foc. Dragii mei, când cineva stă înaintea judecătorului să fie judecat, lui Dumnezeu îi ajunge. Dezbrăcați-l de hainele murdare, îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare și intervine Zaharia, puneți-i o mitră curată pe cap. Și au pus o mitră curată pe cap. Dar ceea ce este interesant este că deși Iosua era acolo în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, eu aștept un alt Iosua, un Iisus, un alt mare preot. Și El va rezolva nelegiuirile țării într-o singură zi. Care-i ziua aceea? Dragii mei, ziua aceea în care soarele s-a întunecat și în care Hristos a rostit pe cruce, s-a isprăvit, s-a isprăvit. Am citit capitolul 6, cel ce va zidi noul templu, dar uitați-vă la un text pe care l-auzim în fiecare an la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Versetul 9 din capitolul 9. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului.
Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Știți istoria? Domnul Iisus intră în Ierusalim, intră în templul transformat într-o pește, tâlhari, curăță templul și preoții fierb. 4 zile mai târziu îl așează pe o cruce, dragii mei, și îl resping. Versetul imediat următor, alunecat până la sfârșitul istoriei, între versetul 9 și 10 sunt mii de ani de distanță, dragii mei, pentru că Dumnezeu i-a semănat printre popoare să-i stringă în grinar la vremea potrivită. Capitolul 9, capitolul 10, versetele 3 și 4. Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi, căci domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Interesant text. Își va cercetea turma, păstorii sunt apostați pe vremea Domnului Iisus, știți povestea păstorilor lui Israel, și zice, va face din casa lui Iuda calul său de slavă în luptă. Oare de ce? Dragii mei, lupta aceasta este pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Ori cel care duce stindardul trebuie să coboare din casa lui Iuda. Și textul din versetul 4 spune, din el va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război. Nu calul acela alb care a pornit biruitor să biruiască în Apocalipsa. Este un singur biruitor în istorie. Și acesta coboară din casa lui David și toate căpetenile la oaltă. Toate acestea sunt apelative mesianice, dragii mei, vorbind despre Hristos. Veniți cu mine în capitolul 11 și dați-mi voie să creionez contextul. Domnul își cercetează turma și este mânios pe păstori. Și acum cheamă un alt păstor și spune, paște oile de tăiat. Ciudat mandat. Să-ți dea Dumnezeu de păscut o turmă care oricum ajunge la măcelărie, la ce să te îngrijești de ea? Las-o să piară. Și Domnul Iisus ia două tăige, legământ și îndurare, și începe să pască turma. Și la un moment dat se oprește, spune, nu vă mai pot paște. Cine de pierit să piară? După care el merge să-și ceară simbria. Versetul 12. Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata. Dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Mi-au cântărit ca plată prețul unui rob pe care l-a omorât boul vecinului. Puneți-vă în locul tatălui ceresc. Privindu-și fiul plătit cu prețul unui rob omorât de boul vecinului. Vă mirați că a încetat cântecul în ceruri, casa s-a umplut de fum și Dumnezeu și-a șters lacrimile. Și-a întors fața să nu-l vadă pe fiul său, pierind. Versetul 13. Dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care l-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Lucru împlinit ad literam prin Iuda. S-a întors cu cei 30 de arginți, am văzut sânge nevinovat. Treaba ta. Aruncat arginții în casa Domnului și a zis, preț de sânge, să cumpărăm țarina olarului cu ea. 500 de ani înainte, toate detaliile astea. Dragii mei, un rabin evreu, Alfred Edersheim, spune că rabinii recunosc 456 de texte mesianice în Vechiul Testament. 456 de texte, unele împlinite, altele care își așteaptă împlinirea. Și ca să vedeți că Zaharia ne întoarce și spre viitor și scrutăm viitorul și vedem când se vor împlini aceste lucruri. Capitolul 12 la 14 ține de vremurile escatologice, versetul 9. În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Dar cine le-a dus împotriva Ierusalimului? Dragii mei, Dumnezeu pune un belciug în falca lui Gog, din țara lui Magog, și adună oaste ca nisipul mării, din sud, din vest, din nord, din est, împotriva Ierusalimului, făcând din Ierusalim un potier de amățire, ca și un drogat care alea. După care face din Ierusalim o piatră grea, oricine va încerca să-l ridice, va fi vătămat, spune capitolul 12. Dar în strâmtorarea aceea care se va crea, deși mulți vor pieri,
Dragii mei, se va întâmpla ceva în poporul lui Dumnezeu și noi strigăm acum, dă Doamne ziua aceea mai curând, în poporul lui Dumnezeu. Versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Își vor întoarce privirile spre mine, cum ar fi în românește corect? Pe care m-au străpuns. Dar în mod ciudat, și veți vedea alte astfel de dublări ale lui Dumnezeu ca să aducă un alt personaj pe tovarășul meu, îi spune el, în care îmi găsesc toată plăcerea, pe care l-au străpuns. Și am tatăl și fiul în același text. Și textul continuă, vor plânge cum plânge cineva pe fiul său, vor plânge cum plânge cineva pe întâiul lui născut. Familia cu tare, familia cu tare, familia cu tare, cu alte cuvinte, va fi o trezire națională. Dar o trezire națională în teascul lui Dumnezeu. Dragii mei, la ora asta te duci în Ierusalim, din 10 evrei, 9 sunt atei, nici nu vor să audă de Dumnezeu. Te duci în Tel Aviv și o imoralitate crasă. Ce trebuie să se întâmple ca poporul acesta să se întoarcă la Domnul? Lui nu este rușine de alegerea pe care a făcut-o, dragii mei, și Dumnezeu va sta față în față cu poporul său, dar el știe cum trebuie să strângă șurubul ca poporul acesta să se întoarcă spre el. Versetul 1 din capitolul 13. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Casei lui David și locuitorul Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. Și textul continuă până la sfârșitul capitolului și ultimul capitol din carte. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Muntele măslinilor se va despica la mijloc. Și atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu și toți sfinții împreună cu El. Nu știu dacă vă rezonează capitolul 19, se deschide cerul, călărețul pe cale alb, cu haine muiate în sânge, oștile cerești urmau călări. Ioan avea textul în Zaharia. Dar de ce a venit? În primul rând să nimicească oștile adunate în jurul Ierusalimului și în al doilea rând să așeze împărăția de 1000 de ani. Uitați-vă la versetul 9. Și Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Domnul va fi împărat peste tot pământul. Și dacă veți citi textul mai departe, veți vedea că neamurile care vor fi rămas, care nu au fost nimicite când Domnul a venit, în fiecare an se vor sui în Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea corturilor, să se închine înaintea Dumnezeului oștirilor, Domnului oștirilor. Și familiile pământului care nu vor vrea să vină, Dumnezeu va închide robinetul, nu va da ploaie peste ele, nu va da ploaie peste ele. Cu alte cuvinte, nu suntem în Apocalipsa 21-22, suntem în ceea ce ne descrie în Apocalipsa capitolul 20, în domnia lui Hristos. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu este planul B. În caz că omul va cădea, să există o soluție? Nu. Este singura soluție a lui Dumnezeu, gândită de El înainte de întemeierea lumii, înainte de a zice să fie lumină. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus are dreptate. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Diavolul a încurcat lumea noastră cu toate religiile și gardurile pe care noi le-am ridicat. Religia nu mântuiește pe nimeni, toți avem nevoie de Hristos. N-am să uit experiența mea din Ierusalim, eram la casa Army Center, poporul meu. N-am priceput decât târziu unde am ajuns. Dar am vreo 120 de oameni și noi românii eram vreo 10 români slujitori din toată țara și vorbind un pic mai bine engleză m-au împins pe mine la un timp de părtășie într-o duminică dimineață. Și am cerut niște folii. Și am desenat pe ea Genesa, Exod, Levitic, Numer, Deuteronom, niște cercuri. Și am terminat așa, iudei și neamuri, deopotrivă avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, s-a întunecat cerul deasupra mea. 2 săptămâni am fost în vremea comunismului. Mergeam la hotel și căutam microfoanele prin becuri și pe supat.
Și când au trecut cele două săptămâni în care am fost filați în fiecare zi, când am ajuns pe aeroportul Tel Aviv să venim acasă, ne uitam când vine Mossadul să ne ridice. Am zburat cu El alul, abia când am coborât în Budapesta și am urcat în trenul spre Cluj, toți 10 ne-am relaxat. Știți de ce? Pentru că am avut curajul să spun că iudei și neamuri avem deopotrivă nevoie de Iisus Hristos. Rectorul Universității Suedeze din Ierusalim a vrut să ne convingă, noi avem pe Mesia al nostru, ei au pe Mesia al lor, să-i lăsăm în pace. Să-i lăsăm în pace. Nu, dragii mei, Dumnezeu are o singură soluție. Dacă n-ai apucat-o încă, n-aștepta ziua de mâine, că nu e a ta, nu e a mea. Are o singură soluție, pe Domnul Iisus Hristos. Când citești cartea Hagai, pune o singură întrebare, cine ești, Doamne? Cine ești? Dacă nimic altceva nu înțelegi din carte, decât că Iisus este pe inima lui Dumnezeu, jertfa Lui, singura Lui soluție. Observați, cartea Hagai ne-a pus cealaltă întrebare, ce vrei să fac? Vreau să te apuci să zidești casa mea. O casă în care Dumnezeu să vină să locuiască cu bucurie, trupul meu să devină templul Duhului Sfânt, o familie în care El se simte acasă și o comunitate în care El este capul și Domnul bisericii. Doamne ajută și Doamne dă izbândă!